Fermierii din sectorul vegetal afectați cel mai mult de condițiile meteo, total nefavorabile culturilor, au terminat în pierdere acest an agricol. Sunt unele regiuni în care culturile au fost calamitate în proporție de 90%. Sunt și zone, este drept foarte puține, în care agricultorii au obținut un profit minim. Per total, cum spuneam, pierderile sunt extrem de mari. Statul promite despăgubiri de parcă am fi în campanie electorală, dar de cele mai multe ori sunt doar promisiuni și vorbe în vânt. Concret, colegul meu, Marius Mila, s-a întâlnit în Bacău cu un fermier care a lucrat peste 2000 de hectare. Iar acum are hambarele goale. Ce ar fi de făcut? Spune chiar acest fermier în reportajul următor. Toată calamitatea care se va centraliza, hai să facem cumva să ajutăm fermierul. Nu-i dăm bani? Ok. Hai să-l ajutăm, poate uh, ducem datoriile pe anul viitor. Statul ar avea puterea asta. Să ne ajute? Băi, nu am să-ți dau bani. Din punct de vedere fiscal, nu? Fiscal vorbind hai, nu am bani, hai să te ajut să îți amând datoriile până la anul. Ar putea, prin organele care sunt și să abilitate să facă așa ceva, să vorbească cu distribuitorii, să mai amânăm. Păi, acum vă dau un exemplu. În rândul distribuitorilor, urmează să facă un lucru care ar fi cam așa. Dacă nu mi-a anul ăsta datoriile, nu este nicio problemă, te lăs pentru anul viitor, dar îți iau voucherul un voucher ca să ți iei și discountul de pe voucher, că practic acolo este jocul, ar însemna undeva o, o reducere de 20-30%. Să pierzi 20-30% din valoarea unui camion din grășăminte sau de sămânță, vă spun că îți bani foarte mulți. Adică distribuitorii vor avea cu ce să trăiască și vor fi foarte liniștiți pentru anul viitor, dar fermierul român nu va fi. Și atunci Spun eu statului român, hai ajută-mă ca să nu pierd acest, acest beneficiu care eu l-am câștigat. De asta spun, statul ar putea, printr-o scrisoare din garantare, prin diferite mijloace, să asiguri băncilor că nu vor avea fluctuații în lichidități. În sensul, dacă în anul ăsta nu am luat banii, hai să ieșalonăm pentru anii viitori, în așa fel încât să-ți poți recupera toată investiția făcută în piață.